Ia uite-ne în Varșovia. Undeva 10 seara am venit să filmăm Porsche Macan pentru Auto Vantage și am zis să facem un fel de car spotting. Și pentru coloana de direcție. Și pentru coloana de direcție, da. Pentru emisiune la TV. Și acum hai să vedem. Uite, o chestie care nu se vinde la noi, sau mă rog, cred că s-a vândut o perioadă scurtă, Yaris-ul în 3 uși. Deci Toyota Yaris în 3 uși. Toyota RAV4 evident hybrid. De Fiat 600. Mașina cu o stea la testele euro în cap. Audi A3, Jeep Grand Cherokee, modelul la început de an de 2000. Opel Agila. Apropo, suntem undeva în centrul Varșoviei, deci cam ăsta e parcul lor. Ce avem aici? G30-ul în versiune de bază sau Advantage, pentru că nu are nicio linie. Passat, Honda Element. Asta e foarte mișto. O mașină rară. O mai găsești prin București, dar e o mașină foarte apreciată în America. Peugeot 208, versiune facelift, încă un Fiat 600. Și am observat o chestie, mașinile vechi la ei nu prea au rugină. Am găsit un Astra G cu rugină, Octavia 2. Ia uite-l, Passat B5 non facelift cu oglindă mică în dreapta, așa cum era pe vremuri, Ford Kuga prima generație, mașină care nu a îmbătrânit așa de mult. Avem Nissan Leaf prima generație, un fel de, asta e de firmă, nu cred că e de vreo un car sharing. Așa, nu filmăm pe ăla că era al lui. Ce mai avem acolo? Așa, BMW seria 7. Am un seria 6 Gran Coupe. Un Opel Vivaro. Bate un pic vântul în seara asta în Varșovia. Renault Clio 4 facelift. Se scrie pe lateral. Ediție limited. La noi nu s-a făcut asta. Volkswagen T-Roc cu halogene și care nu are luminile de zi alea full. Ford Fiesta, Mazda CX-5 ultima generație, Ford Mondeo și vreau să fac o chestie la Mondeo ăsta. Are, nu, n-are. Avea reflexia Fordului K. Ford K-ul ăsta care e făcut în Polonia pe platformă de Fiat 500, cum zic, făcut și Fiat 500. Așa, Seat Toledo, încă un Passat, Skoda Fabia. Știi că e numărul mașinii din București, nu? Știi că e numărul mașinii din București? Nu e chiar așa, că nu prea, au și Dacii, dar nu sunt prea multe. Uite, Peugeot 206 facelift în 3 uși. Așa. Multivan, Ford Mondeo Mark 4 facelift. Ia uite, Subaru Outback, foarte mișto. Ce mai face Subaru? Încă un Mondeo Mark 4 da facelift, Opel Corsa e Nissan Micra. Ia, e facelift, îl recunoști după grila un pic schimbată și după faptul că semnalizările sunt albe. Jaguar XE, adică și ea un parc auto destul de îmbătrânit. Doar că nu știu de ce se întâmplă la noi să se spună că... Da, Kia Sportage, acolo prima generație. Prima dată când am văzut una eram la Sinaia, acum mulți ani. Skoda Octavia facelift, Kia Ceed, Scirocco. Scirocco cu discul, Scirocco E cu discul perforat. Da. Uite și Fordul Explorer. Așa, apropo, sunt cu Dan aici. Salut! Uite, dacă te uiți la mașina asta așa, nu știi ce e, până nu vezi sigla și vezi că e Ford Galaxy, pentru că Ford Galaxy și cu Seat Alhambra și cu ăsta Charan au fost făcute pe aceeași platformă. Suzuki SX4, Passat. Am observat că ei sunt foarte mari fan Skoda, multe Skoda pe aici și câteva Volkswagen-uri. De Cehia, aproape și de aia. Da, e de Cehia, aproape. Corsa, Citroen C3, BMW i3, Megane. Uite, am văzut și Megane. Matiz. Tare asta. Luci, îți adresez o întrebare. Care a fost prima mașină pe care ai văzut-o când ai aterizat? Da, Sandero 2, facelift. Uite, Audi A3 sedan. Și am observat multe chestii. Multe Audi-uri la ei sunt de America. Și am mai văzut și BMW-uri de America. Adică au și ei. Americanilor. A, uite, două țevi. Fii atent, vreau să mă duc la asta. Dai puțin. E verde. Fii atent, și asta e tot de America. 20T. Pentru că la noi
cum o recunoscui, după două țevi, una pe o parte, una pe o parte, la noi nu s-a vândut niciodată 20T-ul. Ăsta e 20T FSI, doar că în America se numea 20T. Așa. Deci, destul de mulți fani vag și multe Mondeo-uri. Da, Cayenne lovit în bot. Renault Scenic 2. Deci nici ei n-au mașini foarte mari. Nu știu de ce ne plângem noi că parcul nostru auto e învechit. Opel Astra G Caravan. Peugeot. E Peugeot 300, un facelift. Păi da, asta e sigla de Peugeot. Sau de fapt și trebuie un Peugeot. E aceeași mașină. Așa, și mai sunt zone în care nu găsești, uite, Yaris, Ibiza, mai sunt, l-am călcat pe Dan. Da, și, da, a fost un car spotting scurt, mai, poate mai facem partea a doua mâine. Da. Lasă car spotting-ul, tu nu ziceai că vrei să faci un vlog când ai venit aici și n-ai avut memorie pe telefon? Încă n-am, mai am 2 giga pe telefon. Păi nu contează, cât mai ai memorie, dă-i bice, arată-le hotelul. O să vă arăt și cu camera de hotel, dar pe lumină, sau chiar și așa, o să vă arăt și camera de hotel. Și aici stăm noi, la Nobu Hotel, în Varșovia. Hai să păstrez memoria, vedem ce mai facem.